invitați. O să dau citire mesajul premierului Nicolae Ionel Ciucă cu prilejul acestei zile. Adoptat ca simbol al națiunii în timpul Revoluției de la 1848, drapelul tricolor este partea identității noastre naționale, alături de stema României și de imnul național. Martor al formării și transformării României în statul democratic european de astăzi, drapelul național simbolizează unitatea și continuitatea noastră ca popor, prin prezența perpetuă a celor trei culori, roșu, galben și albastru, pe steagul purtat de români cu prilejul unor momente importante ale istoriei. Tricolorul este, totodată, un simbol al rezistenței noastre naționale, fiind purtat în luptă de eroi care au apărat de multe ori cu prețul vieții pământul țării. Respectul față de simbolurile naționale înseamnă respect față de acest trecut cu care ne mândrim ca popor, în România de astăzi, membra a Uniunii Europene și partener puternic și respectat în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Tricolorul românesc este arborat acum alături de drapelele naționale ale celorlalte state din această mare familie a democrației și securității. Vedem acum că sunt creditate cu încredere de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și eforturile noastre de a vedea arborat tricolorul alături de steagurile țărilor dezvoltate ale lumii. Ca fost militar de carieră, am luat parte la mai multe misiuni în teatrele de operații în afara țării. Dincolo de momentele dificile, inerente în astfel de misiuni, prezența tricolorului în bazele în care eu și colegii ne desfășurăm activitatea însemna legătura cu România și ne motiva să ne reprezentăm țara cu responsabilitate și profesionalism. Tricolorul ne dă sentimentul de siguranță în orice colț al lumii ne-am afla și l-am zărit. Am dat curaj înaintașilor noștri, ne-am unit în momente dificile ale istoriei și ne face să ne simțim mândri ori de câte ori arborarea lui marchează succesul unui român. Datoria noastră este să cinstim simbolurile naționale, să transmitem noilor generații respectul pentru ele și să înălțăm tricolorul pe cele mai selecte catarge ale lumii. Nicolae Ionel Ciucă, prim-ministru al României. Mulțumesc!